Salutări în București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva există foarte multe chestii legate de entertainment. Asta înseamnă recenzii de film, carte, jocuri, seriale și multe, multe altele. Azi avem o recenzie de film. Este unul dintre cele mai recente filme apărute, să spunem că la cinema, deși a avut un opening foarte rezervat, să zic, doar în câteva cinematografe, din America mai ales. Și vorba de nimic altceva decât Christmas Movie Sensation of the Year, The Holdovers. Așa că să avem timpul, hai să începem. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. Așadar, The Holdovers, Paul Giamatti at his best. Este un holiday movie? Pe vremuri din... În vremuri de mult apuse, de Crăciun apăreau holiday movies. Acum de Crăciun apar superhero movies și Avatar, bineînțeles. Cândva de mult, mai sunt anii 90, 80-90, moda asta era. De Thanksgiving Day apăreau filme cu eroice, Veterans Day era filmul de război, de Crăciun filmul de familie, kind-hearted și full of love. Și dacă nu știați ce să vedeți în următorii 20 de ani la ProTV, de Crăciun, o să treacă de la Home Alone, o să treacă la mea și la Holdovers. De altfel, filmul este realizat într-o notă foarte unică, să zicem. Dat fiindcă este o tematică de mult neabordată în cinematografie, oamenii au spus hai să folosim și tehnici cinematografice pe care nu mai folosește pe nimeni. Și aici intervine partea super mișto a filmului. Să ducem în părțile bune și părțile rele, de fapt. Cele mai bune părți ale filmului sunt, fără doar și poate, Paul Giamatti face o treabă extraordinar de bună. La nivel de actorie, toată lumea face o treabă bună. Nu ai crede că unul dintre actorii principali, tânărul, e la prima lui, la primului film, prima oară în fața camerei, dar este prima oară în fața camerei, și face o treabă foarte bună. Pe lângă asta, filmul are două chestii care mi-au plăcut incredibil de mult. Trei chestii. 1. Structura. Tot ce înseamnă shot by shot listul, cel care a dus mai departe la Edit, pentru că și Edit mi-a plăcut foarte mult, e realizat în spiritul anilor 80. Felul în care tranziționează cadrele, felul în care se fac establishing shot-urile, felul în care se întâmplă totul pe ecran, este pur și simplu mid-80s glorious movie porn. Nu pot să-i spun altfel. Este de la wide shot-urile curațele care vin pe lac de America, știi, acele cadre a la americana, ca să zic așa, foarte, foarte mișto, foarte fain executate și foarte refreshing, deși ele sunt vechi as fuck, știi? Dar faptul că nimeni le mai folosește, atât mai face tranzițiile acum, care mai de care mai wacke și mai nu știu ce, și faptul că de cele mai multe ori camera e statică sau e pur și simplu e pe baseline movements, știi? Adică în ultimii ani, ne-am trezit cu macarale peste tot, ne-am trezit cu fire, cu șine, cu tot felul de nebunii. Ei bine, filmul ăsta nu e așa. Filmul ăsta e mult, mult mai simplu. Poziții fixe, dolly-in-uri, tracking shot-uri, and that's about it. Și arată foarte, foarte bine. De altfel, dacă nu ți-ar spune nimeni că e un film din 2023, când ascult și felul în care este procesat sunetul, și că au și trailerul mai ales, cu acel Miramax noisiness, ca să zic așa, voi spune că este un film din anii 80 fără doar și poate. Dacă ai vedea Dead Poets Society și după aia ai vedea Holdovers, tu n-ai avea absolut nicio problemă. După aia există momente în care îți dai seama că de fapt nu e, se vede că e mai fresh, ca să zic așa, din reacția la subiectele abordate. Pentru că de fapt filmul despre ce este? Despre o serie de elevi la un liceu, un liceu bun, care, din păcate, nu pot merge acasă în vacanța de iarnă la familiile lor și trebuie să stea cu acest profesor. And then chaos ensues. Foarte drăguț, foarte multe puncte de vedere. Dar, repet, cele mai importante părți sunt wholesomeness-ul ăsta. Există o temă rasială, dar este foarte bine pusă, pentru că este reală. E vorba de America anilor 60 și atunci, well, it's just the way it is. Fapt, e sfârșit de anii 60, început de anii 70, undeva în zona, cred că 71, fapt, spune, cred că și în film. Dar ideea este că tensiunile alea există acolo, este o realitate a societății americane la momentul respectiv. Și atunci,
nu pare shoehorned in, ci este pur și simplu, it just works. Toată lumea face o treabă excelentă în filmul ăsta și temele abordate sunt foarte, foarte sănătoase. Asta mi-a plăcut foarte mult. Evident există digul la Marcus Aurelius în el, o să vedeți voi acolo despre ce e vorba. Dar overall, filmul e o poveste despre foarte multe personaje și fiecare dintre ele are un arc narrativ foarte, foarte sănătos. Că asta, de aia spuneam că o să trecem de la Home Alone la un moment dat, o să trecem la Holdovers. Nu neapărat în spirit, pentru că el e un Christmas movie într-adevăr. Dar vine și vorbește despre cel al doilea tată, despre care mai vorbim pe canal, pe care orice băiat îl are, da, și pe care îl găsește în acest profesor. Reîntinerirea prin cei tineri, pentru că de foarte multe ori nu ne dăm seama de chestia, dar oamenii îmbătrânești pentru că petrec timp doar cu oameni bătrâni. De-aia oamenii care educă de obicei sau oamenii care petrec timp cu tinerii, își iau și energia de la acești tineri. Și asta e importantă, chestia asta. Și a treia este că family matters. Știi, oricât de mult ai dori, oricât de mult ai vrea uneori, poate să zici, bă, nu contează, contează cu adevărat. Și toate astea, puse la pachet, îți dau senzația acestui film foarte, foarte, foarte sănătos. Foarte bună treaba și la costume, mi-a plăcut foarte mult că, deși ei spune, păi, de ce e mai de greu să faci un film cu în anii 70. Ai ales și tu filmezi să pară că în anii 70, editezi că în anii 70, tras sunetul că în anii 70, da, dar mai sunt câteva chestii interesante acolo. Costume design, faptul că s-au chinuit să facă tot ce înseamnă car scenes și așa mai departe. E foarte, cuvântul pe care îl caut e meticulos. E foarte meticulos în abordarea sa pentru a portretiza această lume. Dar, repet, pe lângă toate aspectele astea tehnice care sunt impecabile, e și o poveste foarte, foarte, foarte sănătoasă. Dintre toate filmele pe care le-am văzut anul ăsta, mi se pare că este cel mai film dintre filme, pentru că spune o poveste, nu este deloc, nu are deloc, și asta mi-a plăcut foarte mult, nu are deloc forced drama. În film o să vedeți că există unul dintre personaje are o traumă puternică în film și trauma respectivă stă la centrul acestui personaj. El este dezvoltat în jurul acestei traume. Dar trauma respectivă nu este menționată, remenționată, dublu menționată. Ea nu scrie o poezie despre asta. Și foarte faină chestia asta. Faptul că reușim să avem aceste trei personaje centrale, să vezi care sunt, și pentru fiecare dintre ele explorăm the wants and needs, dar o fac într-un mod foarte organic. Nu e deloc social media-esc, nu știu cum să-i spun asta, nu e deloc egocentristă abordarea, ci este foarte Marcus Aureliană, ca să zic așa, o să vezi la ce mă refer. Foarte fain filmul și foarte personajele foarte bine conturate și colorate, la modul că nu există personajul perfect și nu există the villain of the story, există doar this is life, life sucks sometimes, when life gives you lemons, make lemonade. Știi, cam asta ar fi lecția. Și mai e una foarte importantă. Open up. Embrace change. Let other people help you. Cam astea sunt. Și asta spun că filmul a fost, a furat 18 milioane la box office în total. N-a avut. A fost pe 20 ceva de ecrane. A fost mai mult așa, o chestie, un experiment. E pe Paramount Plus acum, te-am înțeles. Dar evident, vă-l găsiți în portul Constanța, pentru că na, acolo e treaba. Oricum, fără doar și poate, dacă vreți să vă uitați la un film care să fie family-oriented, couple-oriented, adică să vă uitați la un film pe care să vreți împreună să vă bucurați de el, fără doar și poate. Deci mergeți cu mâna întinsă către Holdovers. Este fără doar și poate un film excepțional și intră fără doar și poate la fel și în top 10 filme pe 2023. Dragii mei, cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut, sper să vă plăcut filmul, sper să vă uitați la film dacă nu l-ați văzut încă. Vă mulțumesc, ne mulțumesc celor Patreon, celor cum trebuie ceva fără văzut că vor fi absolut imposibil. Vine un 2024 care sper eu să fie mult mai bun pentru toată lumea și mai mare pentru încă ceva. Vă mulțumesc și pe data viitoare, în rămâne că ți-o urez. Viziunea plăcută, numele bine, baftă!